vreau să vă spun, stimate domnule primar, stimate domnule viceprimar, începem lucrările Forumului Urbanism și Dezvoltare Durabilă Chișinău 2020. La acest forum avem la patra ediție forumurile la care se discută problemele municipalității, problemele orașului în general. Ne dorim ca și acest forum să fie cu discuții pertinente asupra tuturor problemelor cu care se confruntă orașul și cu experiențe altor orașe, altor localități de la care putem învăța și experiență pe care o putem acumula. Acum, în calitate de cuvânt de salut, îl îndemn pe domnul primar, ca să deschidă acest forum și să ne ureze succes la lucrări. Este la patra ediție, cum a spus și doamna director, și eu mă bucur că la această ediție, chiar cu toate evenimentele pe care le aveam, de ordin fizic, de a ne întâlni fizic din cauza acestei pandemii, noi putem să organizăm evenimente și să discutăm în regim online, deja ne-am obișnuit, e a treia lună în care se întâmplă lucruri mai specifice decât ne-am obișnuit anterior. Eu vreau să le mulțumesc tuturor celor care sunt online și care ne-au mijlocit, ne urmăresc astăzi, se vor educa. Evident că ceea ce ne dorim cu toții și ceea ce este absolut necesar este dezvoltarea durabilă pentru municipalitate. În procesul de lucru astăzi este concepția dezvoltare durabilă a municipiului și Chișinău. Sunt obiective specifice, cum ar fi strategie de dezvoltare a municipalității, planul general urbanistic al orașului Chișinău. Și avem și parteneri astăzi, atât la Moscova cât și la București, care sunt gata să ne ajute în această privință. Urmează lucruri procedurale pe care trebuie să le realizăm. Și, de fapt, obiectivul numărul 1 ar fi ca în 18-20 de luni să fie aprobat astfel de documente importante pentru municipalitate. În același timp, se lucrează în alte domenii, la fel de importante, cum ar fi planurile urbanistice zonale, planurile urbanistice de detaliu. Avem aproximativ 25 de zone mari neacoperite astăzi și acest lucru trebuie să fie făcut. Începem cu planul urbanistic zonal al zonei centru, care trebuie actualizat de la acea concepție pe care a prezentat-o și nou proiect în 2010, până la Malina Mică, dar și multe altele, despre care cu certitudine vor vorbi cu colegii noștri. Ceea ce mă bucură de mine foarte mult este că acum, în luna mai, am putut aproba împreună în Consiliu, unanim, strategia de planificare durabilă Chișinău Oraș Verde. Practic, sunt foarte multe obiective care specifice trebuie să devină parte componentă și vor deveni la jumătate de an, deja parte componentă a planurilor de lucru a municipalității. Pe de o parte. Pe de altă parte, sunt alte activități pe care încercăm acum să le integrăm pe partea de finanțe, de taxare, planificare multianuală, astfel ca lucrurile să devină realitate deja în viitorul cel mai apropiat, cu obiective de termen mediu de 3 ani de zile. Avem mulți parteneri, începând cu Green City Lab și multe organizații voluntari care ne ajută în diferite activități. Aici vreau să le mulțumesc tuturor absolut, partenerilor, donatorilor, celor care ne ajută astăzi să facem orașul să devină mai sigur, mai eficient din punct de vedere a managementului, mai confortabil pentru toată lumea. Avem foarte multe planuri de amenajare spațiilor, zonelor verzi în municipalitate, vrem un oraș confortabil pentru toată lumea, vrem un oraș în care să putem răsufla, dar și să ne fie comod să ieșim acolo unde vrem să ieșim în spațiile publice. Ceea ce este foarte bine, am agreat la prima etapă și necesitățile de investiții capitale, sunt creat lucrurile de lucru în această privință, care urmează să promovezeze rezultate deja în luna septembrie-octombrie pentru aceste planificări multe anumite. La fel, o problemă gravă cu care se confruntă municipiul Chișinău ăsta este starea drumurilor și trotuarelor, căilor de acces, curților blocurilor locuitor. Asta înseamnă tot ce ține de infrastructura de mobilitate.
un alt obiectiv separat, care este pe ordinea de zi și asupra căruia se lucrează. Tot ieri am discutat într-o conferință foarte largă despre planificarea multianuală și identificarea resurselor financiare pentru mână, ca să intervenim în acest sens. Da, vrem un oraș în care să ai străzi spirituale, vrem un oraș în care să ai centru cultural, istoric, valorificat, vrem un oraș în care să avem piste pentru bicicliști, vrem un oraș în care să vrei să trăiești și să mântești pe aici. Eu vă mulțumesc tuturor, colegii noștri probabil că vor da detalii la toate absolut lucrurile, fără este pe câteva zile, avem nemijlocit participanți din diferite țări, oameni experți și vă mulțumesc tuturor pentru implicare, doresc mult succes și să avem lucruri bine gândite și bine făcute tuturor. Stimați colegi, stimați participanți la evenimentul de astăzi, vă salut și vă mulțumesc foarte mult pentru că ați dat curs invitației noastre de a participa la acest eveniment. Ce să zic, am participat în calitate de activist civic, de specialist în dezvoltare urbană la majoritatea din edițiile precedente ale acestui forum și nu mi-aș fi înfuit că voi fi cumva vreodată responsabil direct de implementarea lucrurilor care se discută la aceste forum. Vreau să vă spun că acest tip de evenimente sunt foarte importante, pentru că ne oferă o platformă unde putem să discutăm și să dezbatem ideile cu privire la dezvoltarea orașului. Pentru că, iată, din experiența pe care o avem până acum, din ceea ce am văzut că se întâmplă în cadrul primăriei, pot să vă spun că, deși resursele financiare sunt foarte importante pentru dezvoltarea orașului, nu mai puțin importante sunt resursele umane. Și numai puțin importanți sunt oamenii care știu, vor și pot să se implice în dezvoltarea orașului. Oameni care până acum, să zic, nu tare au fost luați în considerație, nu s-a ținut prea mult cont de părerea lor, nu au fost implicați în procesele și deciziile municipalității și de asta noi ne-am propus să schimbăm această abordare și să oferim, să folosim aceste platforme de discuții, să folosim oamenii care se implică în aceste platforme, experții, să le dăm posibilitatea să influențeze asupra luării deciziilor, să influențeze mersul lucrurilor în orașul Chișinău. Noi, ca și executiv, ca și primărie și municipalitate, suntem deschiși și declarăm deschidere pentru toți cei care vor să se implice și toate ideile care sunt și care se promovează în ziua de azi în municipiul Chișinău. Cred că în ultimele luni am demonstrat o deschidere, nu știu, fără precedent pentru implicarea societății civile, a mediului de experți în tot ce înseamnă planificarea și dezvoltarea urbană, în procesele care au loc în municipalitate. Nu există un grup de lucru în care să fie inclus un reprezentant al societății civile sau mai mulți. Avem grupuri de experți care lucrează la diferite documente sau sunt implicați în anumite procese care țin de elaborarea documentației de urbanism, digitalizarea datelor și digitalizarea proceselor în cadrul direcției arhitectură, în cadrul direcției de transport. Oameni care sunt implicați în identificarea, colectarea ideilor și aplicarea lor în viață. Concluzia mea în această jumătate de an de când suntem la primărie este că fără implicare largă a tuturor, noi nu o să putem depăși problemele pe care le avem. Pentru că resursele umane foarte des sunt mult mai importante decât resursele materiale. Și avem nevoie de oameni, avem nevoie de creier, avem nevoie de expertiză și experiență ca să știm cum să rezolvăm mai eficient și mai rapid și mai ieftin
problemele cu care ne confruntăm acum în oraș. Și vă mulțumesc foarte mult pentru această implicare și pentru deschidere de care dați dovadă. Inclusiv în mare parte, mulți din cei care sunt, îi văd aici prezenți online în acest forum. În linii generale, dacă vorbim despre dezvoltarea urbană și urbanism, noi ca municipalitate avem câteva priorități pentru următorii ani și ele se referă, să zic așa, la partea cea mai importantă, la fundamentul dezvoltării urbane a viitoare. Se referă, în primul rând, la documentația de urbanism, se referă la digitalizarea datelor și a proceselor care au loc în primărie și la construirea unui sistem care să ofere servicii bune pentru cetățeni și o transparență maximă în procesul decizional al municipalității. Cum facem asta? Care sunt costurile? Care sunt planurile? Care sunt termenii de implementare? Aceste lucruri putem să le discutăm în acest forum, dar vreau să notez și să pun accent pe acest lucru, pentru că un oraș, pentru oameni, un oraș durabil este un oraș în care tot ce se face, se face de către oameni și pentru oameni. Noi nu dezvoltăm orașul pentru, nu știu, pentru mașini, pentru roboți, pentru automobile, pentru extraterestri. Noi dezvoltăm orașul pentru noi, pentru cei care locuim în el. Și implicarea fiecăruia este foarte importantă. Implicarea la nivel de experți, implicarea la nivel de de business, de suport financiar, a proceselor care au loc în municipalitate. Implicarea la nivel de societate civilă sau chiar de oameni și de cetățeni simpli. Să știți că respectarea semnelor de circulație și parcarea regulamentară este la fel un proces de implicare în dezvoltarea durabilă a municipalității. De asta lucrurile astea depind de fiecare dintre noi. Noi, ca și executiv, ne declarăm deschiși pentru toate aceste procese și idei, pentru toți oamenii care vor să vină cu îmbunătățiri sau cu suport, sub o formă sau alta. Și, în același timp, solicităm suport de la cetățeni în toate procesele și schimbările pe alocuri foarte dureroase pe care le-am propus și pe care le-am început. Eu vreau să doresc mult succes acestui forum și să avem discuții cât mai constructive și cât mai bune pentru oraș și pentru oameni. Vă mulțumesc! Noi avem o activitate furtunoasă și furtoasă, aș spune, la direcție. Avem mai multe proiecte pornite care au ceva timp și așteaptă, dar contează cât mai repede să le pornim. Am... Deci ce facem noi acum? Adică chiar și domnul primar a spus că avem proiecte mari și ambițioase ca strategie de dezvoltare a municipiului, actualizarea, elaborarea PUD-ului, planul urbanic general. Dar până atunci avem dezvoltat și alte zone în care oamenii așteaptă și sunt intenții bune de a fi îmbunătățită calitatea și de trai, de locuință, de afaceri. În acest context, nu putem să așteptăm elaborarea unui PUG care va soluționa din start sau va rezolva totul ce n-a fost soluționat în 20 de ani. Sunt lucruri care trebuie făcute azi sau pornite azi. Aici, în plan și la dată, vreau să vă arăt regulamentul local, un extras din regulament local de urbanism aprobat în 2008, în care cei care l-au deschis măcar o dată au văzut că să avem orașul este divizat în mai multe zone funcționale, locuințe, comerț, industrie, spații publice și tot așa. Locurile nereglementate care rămân în oraș
și care le reglementul local de urbanism le denumește zone de revitalizare economică, socială, le vedem aici în galben, și zonele de dezvoltare, care în mare parte sunt în afara orașului Chișinău, ceea ce înseamnă că, în principiu, aceste zone țin de dezvoltare, aceste zone țin de inclusiv acele localități care fac parte din municipiu. Dacă să revenim la zonele de revitalizare care sunt în interiorul orașului Chișinău, și avem mai mult de 25 de zone mari care sunt necesare a fi regândite, prospătate, îmbunătățite, deci dat o altă funcție, probabil, le vedem aici cu galben. Însă cea mai mare zonă care stă chiar în centru, nucleul istoric, este de asemenea o zonă nereglementată și acest fapt toți îl înțelegem și îl vedem care e situația, starea lucrurilor actuală în zona centru a orașului. Pentru a... Deci un mecanism accesibil pentru a dezvolta aceste zone și legal și corect, să spunem așa, este elaborarea a mai multor puduri care ar clarifica modul cum poate fi utilizat teritoriul, cum poate fi îmbunătățit de spațiile publice, cum pot fi extins spațiile verzi, deci tot ce înseamnă un oraș durabil și bun pentru locuire. Deci, noi suntem într-o întârziere, spunem așa, deci a trecut mai mult timp, a trecut din 2008, avem deja 12 ani de când autoritatea împreună cu comunitatea, spunem, și de afaceri și de cetățeni, implementează, elaborează puzuri, modifică reglementările pentru a avea, să spunem, a da acestor zone alte soarte. Aș vrea să vă arăt cam ce s-a reușit în această perioadă. Deci, este aceeași planșă, doar că avem câteva mai multe puncte albastre mici. Astea sunt zonele în care, pentru care s-au fost aprobate puzuri care au schimbat codificarea zonei, deci din ERE în ER, în locuință, comerț. Aici, deci vedem că suntem într-un careva impas, trebuie să avem o abordare mai sistematică pe acest capitol. Avem multe zone care necesită nu doar intervenții, spunem, sau regândirea ei ca mod de utilizare a terenului, dar avem de soluționat probleme de mediu, calitatea spațiilor publice, calitatea spațiilor verzi, a apelor de suprafață, și asta ne grăbește să fim mai, să acționăm mai repede. De asemenea, aceste zone de revitalizare au alte carențe care, din păcate, nu permit oamenilor să aibă o viață, o calitate a vieții mai înaltă, lipsesc rețele de utilitare sau de calitate sau sunt vechite. Deci, fondul locativ este uzat. Deci, aceste zone necesită fi dezvoltate și readuse cumva, sau orașul, să devină partea orașului de deplin. Un aspect separat este zona centru, pentru care s-a făcut o documentație destul de luminoasă și bună într-un fel, probabil la perioada când a fost făcută. Este vorba de zona centru, cum am mai spus, o zonă nereglementată, avem nevoie să, la moment, să actualizăm această documentație, să o readucem la zi, să știm ce este pierdut deja, să știm ce este de salvat și să prioritizăm lucrurile astfel ca să avem cât mai repede o documentație calitativă, aprobată,
pentru a permite atât celor care dețin clădiri de patrimoniu, cât și celor care intenționează să intervină în această zonă specifică, cu statut protejat, ca să-și să devină parte a orașului centru, așa cum și este fizic, și să nu avem un spațiu degradat și nevalorificat.